Stimați colegi, noi, subsemnații deputați în Parlamentul Republicii Moldova, înaintăm astăzi moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului. În motivare vrem să spunem următoarele. Republica Moldova este condusă în acest moment de un guvern care nu mai are legitimitate politică, deoarece îi lipsește susținerea suveranului în acest stat, susținerea poporului. Acest guvern este hotărât să sacrifice interesul general, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, doar pentru a câștiga simpatiile birocrației cancelarilor europene. Acest lucru este unul inadmisibil. Republica Moldova traversează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și social. Țara se confruntă cu riscuri și amenințări pe termen scurt și mediu, peste care se suprapun amenințări pe termen lung, pentru care acest guvern nu a găsit soluții adecvate. De la investirea guvernului condus de Natalia Gavriliță acum un an de zile, Republica Moldova trăiește în permanentă criză. Trăim în criză pandemică, în criză energetică, în criză economică și în criză socială. Mediul economic este supus unor turbulențe semnificative din cauza creșterii fără precedent a prețurilor la resursele energetice și combustibil. Inflația pentru anul 2022, conform prognozilor, va depăși 40% anual. Avem creșteri galopante la produse alimentare și servicii comunale, care au adus în pragul sărăciei masele largi ale populației. În loc să întreprindă măsuri concludente pentru atenuarea rezultatelor nefaste ale crizei, acest guvern se preocupă doar de interesele clanului politic care prin vot a instaurat acest guvern. Guvern a perzaniei naționale. La 31 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova avem cel mai slab guvern care conduce țara spre prăpastie. Acțiunile guvernului Gavriliță a distrus puterea de cumpărare a cetățenilor. În loc să combată sărăcia, creșterea fulgerătoare a prețurilor și a inflației, guvernul nu a găsit altă soluție decât să majoreze ratele creditelor și să micșoreze sumele investițiilor capitale în infrastructură. Avem un deficit bugetar record pentru țara noastră. O gaură bugetară de peste 17 miliarde de lei nu va fi acoperită nici din surse externe și nici din cele interne. Pierderea controlului asupra creșterii prețurilor la energie și combustibil a generat o inflație record de peste 35% pentru 9 luni ale acestui an. Creșterea prețului la gaze naturale cu peste 600%, energie electrică cu peste 70%, a dus la explozia prețurilor la produsele alimentare de bază, care au crescut cu peste 71%, și medicamente, unde atestăm o creștere de peste 63%. Datoria publică crește în fiecare săptămână și poate apărea riscul incapacității de plată a statului. În această ordine de idei, guvernul nu a găsit alte soluții decât să se crediteze cu o rată de peste 21% de la băncile comerciale. Companiile moldovenești au fost îngenunchiate. Nefiind sprijinite prin programe concrete de stimulare pe timp de pandemie și în zilele noastre, mii de întreprinderi mici și mijlocii au falimentat. Întrebați-l pe domnul Mircea Eșanu, care este directorul ASP-ului, câte întreprinderi zilnic, lunar, se radiază din registru. Afacerile construite cu greu în ani de zile au fost distruse în câteva luni de expoziție guvernului Gavriliță. Vorbind despre agricultură, producătorii agricoli au fost loviți nu doar de secetă, dar și de incompetența ministrului agriculturii. După o moțiune simplă pe lipsa politicilor concrete în agricultură, ministrul a fost demis, dar asta nu este răspunsul adecvat la problemele majore din agricultura moldovenească. În loc să primească despăgubiri pentru secetă, agricultorii noștri au primit de la actualul guvern doar o ușă trântită în față. Primăriile și consiliile raionale au fost obligate să achite facturile exorbitante pentru încălzirea instituțiilor bugetare,
să primească și să întrețină refugiații din Ucraina din contul surselor disponibile care urmau să fie cheltuite pentru investițiile capitale în aceste raioane. Guvernul Gavriliță le-a promis conducătorilor raioanelor că aceste cheltuieli vor fi acoperite de executiv, în realitate această promisiune fiind o minciună a unor politicieni irresponsabili. Deși abia a început anul de învățământ 2022-2023, guvernul Gavriliță deja a înmormântat peste 25 de instituții superioare de învățământ și de cercetare. Învățământul în Republica Moldova nu mai este prioritate pentru actuala guvernare. Lichidarea instituțiilor de învățământ a făcut ca mii de tineri să-și facă valiza și să emigreze, din păcate. La capitolul Securitatea Națională, vedem că actuala guvernare a instituit mai multe scheme de corupție și protecționism decât în perioada statului capturat. Instituțiile societății civile, și asta nu o spunem noi, dar constatarea este a instituțiilor societății civile care monitorizează activitatea guvernului Gavriliță, au atestat creșterea de peste 7 ori a contrabandei cu țigărete la frontieră. Nivelul infracționalității a crescut constant în această perioadă de referință, perioada unui an de zile a guvernului Gavriliță. Politica guvernului în domeniul protecției sociale nu suportă nicio critică. Având promisiuni electorale că pensia minimă va fi ridicată la nivel de 2000 de lei pentru toți pensionarii din Moldova, în realitate nu toți pensionarii au beneficiat de această majorare. Au beneficiat de majorări doar pensionarii care au realizat stadiul de muncă complet. Stimați colegi, dacă acest guvern nu va fi demis, dacă nu vom construi o țară pentru toți moldovenii, vom sfârși ca un stat din care toți oamenii vor pleca. Aceasta este obiectivul pe care trebuie să-l aibă în vedere orice partid politic și orice politician care accede în funcții înalte în acest stat. Să asigure bunăstarea cetățenilor și să facă tot posibilul ca cetățenii să nu plece din această țară. Din păcate, doamna prim-ministru, care conduce Guvernul Republicii Moldova și cei din majoritatea parlamentară care o susțin, au ratat unii țări întregi că interesele partinice și de grup sunt mai presus decât interesele țării. Cumitrismul de la guvernare trebuie să înceteze. Unica posibilitate de a termina cu această guvernare a cumătrilor și verișoarilor este de a demite acest guvern incomplet. Și în final, ca urmare a celor spuse, noi deputați în Parlament care au subsemnat această moțiune de cenzură, o înaintăm astăzi și exprimăm vot de neîncredere față de Guvernul Republicii Moldova, condus de doamna prim-ministru, doamna Natalia Gavriliță. Eu vă mulțumesc!